Neața lume, continuăm Naruto de la faza asta, de câteva episoade, tot zice Kakashi lui Sakura, băi, du-te și trezește pe Naruto și pe Shikamaru, că o să vă dau mare misiune de rang A. Ok, pe Shikamaru l-a mușcat Pacun de picior, le spune Kakashi să plece repede după Sasuke și cam asta e recapitularea. Acum îl vedem pe Sasuke care a alergat pe aici, după Temari și Kankuro și Gara, Naruto cu echipa după el. Oare cât de mult o să dureze până la ajungem? Bă, nu știu, se pare că se mișcă destul de bine Sasuke ăsta. Iar apoi ninja inamici pleacă după ei. Bă, haideți mai repede, zice Pacun. Ce, mă, l-ai găsit pe Sasuke? Nu, dar sunt 9 oameni care ne urmăresc. Wow, sta bă, deja ne-au găsit ăștia. Și aute, i-au văzut aici urma pe copac. Bă, dar naiba urmă pe copac, zici că au călcat în nămol, mă, nu pe o creangă de copac. Că calcă tu pe o creangă de copac, mai ales un câine, să vezi dacă îi rămân urmele acolo. În fine, se pare că încă nu și-au dat seama ăștia că îi urmărim. E bine. Ajung aici pe pământ, gata cu țopăitul prin copaci. Bă, dar de ce ne-am oprit? Că nu ne prinde aia dacă ne oprim? Nu, mă, fii atent. Ne întoarcem înapoi pe urmele noastre. Deci călcați fix unde ați călcat mai înainte. Dacă facem asta, o să-i zăpăcim cumva pe urmăritorii noștri. Și toată lumea deja făcuse asta, mai puțin Naruto. A, mă, mai repede. Da, mă, stați că merg cât de repede pot. Și ajung urmăritorii fix la urmele lor. Mai să fie. Dar degeaba, zice Pacun. Bă, se pare că acum știu că știm că sunt după noi, dar nu i-am pierdut pe fraieri. Cred că sunt Jonin sau poate ceva și mai sus. Dacă ne găsesc o să ne omoare. Wow. Păi și atunci de ce nu le facem noi lor o ambuscadă ca să-i prindem? Chiar și dacă oponentul are mai mulți oameni decât noi, putem face. Bă, nu-i bine. Pentru că ăștia sunt oamenii lui Orochimaru. Orochimaru a stat în Konoha și e clar că știe terenul. Și ăștia cred că-s Jonin. Și începe să explice și Shikamaru. Bă, voi nu înțelegeți cum funcționează o ambuscadă. Ca să fie avantajoasă, trebuie să îndeplinească 2 condiții. Ok, care sunt acele 2 condiții? Păi, în primul rând, cei care fug trebuie să acționeze fără sunet și să găsească inamicul. În al doilea rând, trebuie să-ți prinzi urmăritorii cu garda jos, să ai o poziție foarte bună ca să poți să-i bați dintr-o singură lovitură și după aia să te ascunzi. O ambuscadă este eficientă doar dacă aceste 2 condiții sunt îndeplinite. Prima condiție, hai că putem face pentru că avem câinele care miroase pe fraier și știm că vin după noi. Și a doua condiție pare favorabilă din moment ce știm geografia satului și știm cam pe une ar fi terenul bun să le facem ambuscadă, dar din moment ce Orochimaru este și el un om care a trăit în același sat ca noi, cu siguranță știe geografia orașului, cu siguranță i-a învățat și pe ăștia, au avut ei ceva bătălii simulate ca să vadă cum s-ar descurca și probabil ei toți sunt ninja care sunt foarte buni pe urmărire. Ei au fost organizați specific, știi, în mod special pentru misiunea asta, dar noi ce avem? Avem un prost, o kunoichi care e inutilă, un câine și pe mine. Echipa noastră nu e chiar atât de bună, sincer. Dar... e un lucru pe care l-am putea face acum. O diversiune. Cineva să rămână în spate, să se prefacă că este o ambuscadă și să încetinească pe urmăritori. Cu alte cuvinte, o momeală. Dar țineți minte că cine rămâne în spate ca și momeală s-ar putea să moară. Wow, și aici s-au oprit toți. Îți dai seama, se gândeau, mă, care dintre noi să rămână. Cu siguranță au nevoie de câine ca să-l miroase pe Sasuke. Și Naruto zice, bine, mă, dacă e, mă bag eu. Dar n-a apucat să termine că s-a băgat și Shikamaru. Bă, rămân eu. Păi de ce tu? Păi, dintre noi toți cred că eu am cea mai mare șansă să-i țin pe ăștia, că până la urmă are jutsu ăla cu umbra și efectiv poate să-i țină pe loc cu jutsu ăla. E ok, nu vă faceți griji, o să vă ajung eu din urmă. Bine, mă, Shikamaru, ne bazăm pe tine. Și pleacă ăștia, Sakura, gândindu-se, bă, dar de când poți să pui bază în Shikamaru? Se pare că de acum. Sărind la ninjalei care urmăreau pe ei, bă, degeaba încercați să vă ascundeți prezența, oricum vă găsim. N-aveți unde să fugiți. Se pare că inamicul vine după noi repede. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Nu trebuia să-i oprească tipul ăla? Sakura gândindu-se, bă, dar dacă ăsta a fugit, mă. A zis că rămâne în urmă ca să-i țină pe ăștia să nu ne ajungă, dar el de fapt a fugit. Nu, mă, zice Naruto, nu, eu cred în el. De obicei, nu prea se oferă el să facă lucruri, dar și când se oferă, cu siguranță să fii sigură că le duce până la capăt. Era și Shikamaru aici, gândindu-se că a scăpat de ei, ajung ninjalei, bă, se pare că urmele astea nu mai sunt făcute cum trebuie, cred că se grăbesc fraierii, prindem și sunt prinși ei de umbra lui Shikamaru. Salutare, băieți, bine ați venit și aveți dreptate, urmele nu mai sunt făcute bine, dar nici cu ce le-am făcut. A folosit lemnele astea ca să facă urma de câine. Uite ce fain a prins, mă, zici că e copăcel. Ce-i ăsta, mă, e doar un copil? Ha, când te gândești că am fost prins de un copil. Deci ăsta este jutsu de paralizie cu umbra. Le-a zis și Kamaru, băi, nu mai trăiți, mă, între cu nu mai e paralizie, e posesie. S-a schimbat numele la jutsu. Acestea fiind spuse, omul nu mai are multă chakra, că și-a cam folosit atunci când s-a bătut cu Temari. Și cine știe cât mai poate să-i țină pe ăștia. Începe să-i numere, erau 8. Țineți minte că Pacun a zis că sunt 9. 9. Hopa, păi asta înseamnă că unul din ei a rămas în spate, știi, în caz că ăștia pățești ceva să vină la să-i salveze. Și Shikamaru scoate kunae și shurikane ca să dea în ei. Ăștia n-aveau, ceea ce foarte bine, că știți că ei fac ce face și el. Și le-a aruncat în ei, bineînțeles că al 9-lea, i le-a dărâmat pe toate. Vezi că dacă nu era al 9-lea, îi bătea singur Shikamaru aici. A vrut Shikamaru să trimită umbră după el, dar nu merge, pentru că nu mai avea chakra. Ai firar să fie. Ei bine, amice, se pare că tehnica ta e aproape gata. O să-ți atingi limitele cât de curând. Pregătește-te să-ți o iei. Te gândea Shikamaru, bă, voiam și eu să devin un ninja obișnuit, să mă însor cu o femeie obișnuită, care să nu fie nici frumoasă, nici urâtă, să avem 2 copii, prima să fie o fată, al doilea să fie un băiat, o să mă retrag din a mai fi ninja când fata mea se mărită și după aia o să stau liniștit pe pensie, mă joc șah, mă joc shogi, mă joc ce să juca el toată ziua și după aia o să mor de bătrânețe înaintea nevestii mele. Un plan destul de bun. Da, se pare că m-am decis o să fac pe erou să-i opresc pe ăștia aici ca să mor acum. Sărim la Pacun care zice, bă, se pare că urmăritorii noștri s-au oprit. Vezi, mă? Na, se pare că misiunea a fost un succes. Oai, Shikamaru, îmi pare rău că m-am îndoit de tine. Bun, acum hai să mergem după Sasuke. Și Shikamaru, sper că o să ne ajungi din urmă. Mă, după cum vedeți, sunt la limita puterilor. Îi se oprește jutsul lui Shikamaru și ăștia 8 îl strigă pe al 9-lea. Ia vino, mă, încoace, omoară-l pe Shikamaru ăsta. Bam, apare în spatele lui Asuma Sensei. Wow, ce famă! În sfârșit v-am ajuns, mă. Ba, și începe să ia pe ăștia la bătaie. Jbam, pumn în gură. Jbam, încă una. Dau cu 2 kunaiuri în el. Degeaba, tată, jutsu de substituție. Cel mai bun jutsu, jutsu de substituție. Pentru că orice s-ar întâmpla, poți întotdeauna să zici, a, țapă, era substituție. Na, apare de sus, bam, îi ia pe ăștia. Ja prinde 2 aici pe braț. Un picior în gură și la ăsta. Și gata, aia i-a făcut gem pe toți. Ia uite și la ăștia cum dormeau aici. Bine, bă, Shikamaru, te-ai descurcat foarte bine. Acum îl vedem pe Kankuro care fugea cu gara și cu Temari. Temari zice, bă, dar avem mai mulți urmăritori, ce naiba, nu era numai Sasuke, Kankuro ai mai repede. Sasuke după ei, nu o să vă las să scăpați. Naruto după ei, nu o să vă las să scăpați. Orochimaru cu cei 2 Hokage să se bată cu al 3-lea Hokage. Ei bine, este timpul să înceapă bătălia pe bune. Și așa se termină episodul. Înseamnă că episodul care vine începe bătălia pe bune. Ne-a mințit Orochimaru, trebuia să zic că ei bine, este timpul să se termine acest episod și în episodul care vine să înceapă bătălia pe bune. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să băgați un like, un sub, un comentariu, o distribuire, orice, că mă ajută foarte mult. Găsiți în descriere Instagram-ul, TikTok-ul, Patreon-ul, Revolut-ul și toate cele, iar noi ne audem mâine cu un nou clip.